Este timpul să ne unim în credință, iertare și iubire. Este timpul ca și Ortodoxia Românească să aibă o voce pregnantă și importantă. Este timpul să mergem împreună pe cea mai sigură cale. Calea spre mântuire. Ce rost a avut, de fapt, această pogorâre a lui Hristos printre noi? Sunt lucruri foarte subțiri, nu greu de înțeles, dar scapă ușor atenției noastre, pentru că suntem neatenți. Deci scapă ușor, pentru că sunt fine, nu sunt greu de perceput, dar nu stă nimeni să le observe. Să luăm prima pildă, pentru că este scurtă, o să vă și citesc direct. Asemănatul s-a împărăția lui Dumnezeu cu o femeie care, având 10 drahme, pierde una singură, care după aceea aprinde lumina, mătură casa și după ce o găsește, cheamă prietenele ei spunându-le, bucurați-vă cu mine că ce-am găsit drahma cea pierdută. La prima vedere, s-a împărăția celor. Aici, deci trebuie să înțelegeți că este un lucru extrem de important. Deci vorbește de împărăția lui Dumnezeu care unde este? În noi, da? Deci vorbește de un lucru capital. Dacă nu știți, 10 drahme pe vremea Mântuitorului erau, dacă vreți să îmi permit luxul să-mi dau cu părerea, este egal cu 10 lei în ziua de astăzi. Ce-i 10 lei? Nimic. Deci el a pierdut femeia un leu, e nimica toată, din 10. Deci din start era o femeie foarte săracă, paradoxal găsește un leu și cheamă prietenele ei, le pune de mâncare, fac ospăți, puteți să faceți voi ospăți cu un leu? Paradoxal, nu se poate așa ceva. Și totuși, Evanghelia spune că a făcut așa mare petrecere, pentru că a găsit un leu, deși îl pierduse. E clar că dincolo de acest text, Evanghelia spune cu totul și cu totul altceva. Taman această simplitate dovedește clar că dincolo se vorbește de ceva foarte profund. Altă observație importantă este că femeia nu putea să le pună pe masă orice. Trebuia să le pună lucruri, cum se cheamă, importante. Nu putea să le dea apă cu lămâie. Trebuia să cheltuiască ceva bani. Și acum apar primele întrebări, ca să vedem cât de serioasă e problema. Cine este femeia care a pierdut cele 10 drahme? De ce este o femeie și nu este un bărbat? Aici e o problemă foarte delicată. Când un bărbat este mai predispus să pierde banii, pentru că sunt mai împrăștiați, femeia e mai strângătoare. A cui este casa care este curată și este umplută de lumină? Altă întrebare. Cine sunt prietenele și vecinele ei? Și în ultimul rând, dacă umblăm la sensul duhovnicesc al parabolei, înțelegem un singur lucru. Caută și vei afla. Deci ăsta e îndemnul. Caută și vei afla, caută și vei afla. De fapt, voi ce faceți aici? Căutați ca să aflați. Noi încercăm să vă traducem în limbajul vostru, pe înțelesul vostru, această dorință de a-L găsi pe Hristos în alte ipostaze. Și atunci, ce înseamnă numărul 10? 10 avea 10 drahme. Potrivit teologilor care au tâlcuit Sfânta Scriptură, numărul 10 înseamnă deplinătatea, totul, întregul. Deci are 10 drahme și pierde una. Cele 9 drahme nepierdute sunt de fapt cetele îngerești. 9 cete îngerești, da? Cine este a 10-a drahmă? Simplu, omenirea. Ea era pierdută. Și vine să o caute. Face curățenie, mătură casa, aprinde lumina, casa este a lui Dumnezeu, casa, biserică, lumea, pe care Dumnezeu o luminează și o curățește de înșelăciune și de întinăciune și de minciunea diavolească. Și atunci vine să salveze această omenire. Și după ce a găsit această drahmă, spune, bucurați-vă cu mine că am găsit drahma pe care o pierdusem. Cine să se bucure cu Mântuitorul? Puterile cerești. Acum să vedem ce să nu sări pentru peste o etapă, că e foarte important. De fapt, de ce s-a pogorât Hristos pentru noi?
Am mai repetat-o și eu și părintele la predici, ca omenirea sau noi, fiecare din noi, are rolul de a umple golurile din Împărăția Lui Dumnezeu lăsate de îngerii căzuți. Știți, da? 40 de zile și 40 de nopți au căzut precum fulgi de nea. Ei, Dumnezeu vine să umple aceste goluri căutând drahma pierdută, adică pe fiecare din noi. Domnul nostru s-a înfățișat ca femeie, pentru că femeile sunt mai grijulite decât bărbații și aduce această rază în lume, raza mântuirii, lumina învierii, de fapt, despre care vorbim noi, și ne arată fiecăruia din noi că putem fi unul din sufletele care pot lua locul îngerilor căzuți. Și atunci, care este bucuria Mântuitorului? Că am găsit între oamenii la care m-am coborât suflete care pot lua locul celor căzuți. De-aia e bucuria asta mare. Să nu credeți că altul ar fi motivul, ca să ne divagăm de la subiect. Deci bucuria Mântuitorului că a găsit între oameni persoane care pot înțelege, auzi, gândi, aprofunda sau adânci relația cu Dumnezeu sau cunoașterea lui Dumnezeu, îl face pe Mântuitorul să se bucure cu îngerii. Deci Dumnezeu trăiește și El bucuria că are șansa să se ridice din noi cetățenii ai Raiului. Asta este un lucru foarte, foarte important. A doua problemă, a doua pildă, este aceea în care, iarăși redau textul, cu ce voi asemăna Împărăția lui Dumnezeu, asemenea cu aluatul pe care luându-l femeia l-a ascuns în trei măsuri de făină până ce s-a dospit totul. O femeie ia trei măsuri de făină, de obicei se ia una singură. Câte pâini faci? 5 pâini. Pâini toate la un loc, nu pâini pentru fiecare pâine doar. E ciudat, nu? Din start vrea să vorbească despre altceva. Această parabolă este iarăși foarte greu de înțeles pentru mulți și din start naște și ea câteva întrebări, ca să intrăm în profunzimea ei. De ce Hristos a luat drept pildă femeia? Deși bărbații erau brutari în vechime, da? De ce drojdia a pus drojdie, da? Să umfle, să crească. De ce? Pentru că în vremea atunci să mânca pâine nedospită sau azimă, da? Nu prea avea, nu avea o treabă una cu alta. De ce femeia a luat trei măsuri și nu una sau două sau patru? A luat trei, vedeți? Iar o problemă. Și în sfârșit, ce legătură are asemănarea aceasta între cele trei măsuri cu Împărăția lui Dumnezeu și cu bucătăria femeii? Și treaba una cu alta? Niciuna. Dar totuși au. Hai să vedem. Prima tâlcuire este aceea că cele trei măsuri are treabă cu cele trei rase ale omenirii. După potopul lui Noe, când totul a fost ras după suprafața Pământului, au rămas cei trei fii lui Noe, Sem, Ham și Iafet, din care s-au născut trei rase, Semiții, Hemiții și Iafetiții. Asta e mai puțin ne interesează pe noi acum. Ce vreau să vă spun este că Mântuitorul prin această pildă dovedește clar și răspicat că este Mântuitorul întregii lumii. El a venit pentru toată lumea, n-a venit numai pentru ortodox sau pentru nu mai știu cine. Deci pentru toată lumea. Nu a venit, nu este un Dumnezeu personalizat, cu dedicație, cum spunem noi. Este un Dumnezeu al tuturor. Alt lucru foarte interesant de susținut este acela că drojdia pusă în făină schimbă ce? Firea pâinii. O face să crească, să se înalțe, să-și depășească statutul. Și ce înțelegem de aici? Că Duhul Sfânt, pogorât la Rusalii, că aici este prima, de aici începe dospirea noastră, da? La Rusalii, când pogoară Duhul Sfânt, noi începem să dospim, să creștem sufletește. Și atunci avem această înălțare lăuntrică. Că unde dospește pâinea? În noi, că dar noi nu ne împărtășim cu trupul și cu sângele Hristos. De aici începe și împărtășania. Pâinea din care se face, prescura din care se face este dospită, nu este azimă, da? Cel alt lucru foarte important este că omul are o viață lăuntrică, care și asta trebuie dospită. A doua interpretare a acestei pilde cu cele trei măsuri
privește cele trei facultăți sau puteri fundamentale ale sufletului, și anume intelectul, inima și voința. Intelectul, inima și voința, forța, puterea. Sau, cu alte cuvinte, puterea de a gândi, puterea de a simți și puterea de a acționa. Noi ne propunem, nu facem. Aici e diferența. Eu am făcut o paranteză. Hai să vedem cum lucrează această azimă a Duhului Sfânt, pardon, această creștere a Duhului Sfânt, această dospeală, să-i spun, această dospeală a Duhului Sfânt în viața sufletească. Că să vedeți că Mântuitorul chiar a folosit acest termen. Imediat vă dau argumentul scripturistic. Acestea sunt cele trei măsuri nevăzute ale omului lăuntric, care trebuie să-l ridici deasupra, cum spunem noi, domnule, fii, domnule, om, nu fii animal, nu mănânci, dormi, te duci și vii, nu trăiești nimic. De aici ne diferențiem noi de animale. Că trăim, simțim altceva, ceea ce animale nu pot simți. Cele trei puteri lăuntrice ale noastre rămân nedospite datorită vieții noastre superficiale sau ajung azimă, adică se turtesc, devin pietroi. Când? Când? Se dospesc cu drojdia ținerii de minte a răului și a fățărniciei. Și spune și Mântuitorul ucenicilor săi, să vă păziți de aluatul fariseilor, care este fățărnicia, deoarece este plămadă lumească și omenească, care vlăguiește toate puterile sufletului și îl lasă infirm și bolnav. Știți, doar asta a spus. Aveți grijă să nu vă amestecați cu aluatul fariseilor. Vedeți, și aici Mântuitorul vorbește de această creștere lăuntrică, de această înălțare lăuntrică. Acest aluat al Duhului Sfânt care zace noi prin Sfânta Împărtășanie și participarea la viața duhovnicească, care atrage după sine învierea noastră, îi dă sufletului niște stări noi și atunci dovedește că el a crescut. Cum arată? Umple inima cu cugetări înalte, cu căldura iubirii dumnezeiești și cu slava faptelor bune. Păi nu spunem când ne împărtășim. Deci umple lumina cugetării. Am văzut lumina cea adevărată, umple cu căldura iubirii, am primit Duhul cel Ceresc și atunci unde să văd toate astea? În faptele voastre. Acum apare o mică problemă. Deci nu vă amestecați cu aluatul fariseilor. Am încercat să traduc celor cu care mai vin în pelerinaj pe aici, pe la noi, cuvântul înviere. Dom'le, ca să înviez, ca să fim așa mai clar, mai la obiect, să înțeleagă tot românul, ca să înviez trebuie să mori, frate. Deci n-ai cum să înviez dacă n-ai murit. Dar ca să mori, nu-i dat oricui. Să vrei să mori, cine își iubește sufletul său nu e vrednic de mine. Cine își va pierde sufletul său pentru mine și pentru Evanghelie, acela îl va mântui. E, ce înseamnă să mori? Vă dau o de gândit temă pentru acasă. Și vă mai spun o pildă interesantă ca să vedeți ce-i cu moartea asta și ce-i cu învierea asta în egală măsură. Hristos îl face pe Lucifer. Știa Dumnezeu că va cădea Lucifer? Logic știa. Și tot îl face. Îl face pe Adam. Știa că Adam va mușca din măr? Și tot îl face. Da? Am avut o discuție cu cineva și i-am pus problema, bă, fiind Dumnezeu, putea, frate, să îl adormă înapoi pe Adam, îi reseta din nou creierul, softul din cap și îl făcea curat și dădea drumul mai departe, mă, în rai. Nu era simplu. Dar vezi că n-a mers așa. Și alt cuvânt interesant care mi-a plăcut și vi-l spun, că ăsta vă dă răspuns la foarte multe întrebări. Întrebare, zice, ci că dacă avea Hristos în mare cunoștință și mare cunoașterea Lui, altă cale mai ușoară de intrat în rai decât crucea, nu o folosea pe aia? Credeți că lui i-a convenit să fie batjocorit și umilit în harul ăsta pentru noi? Deci dacă era altă cale, o găsea și pe aceea și ne-o arăta și nouă pe aceea. Deci, fraților, altă cale de intrat în rai, evitând crucea și moartea, nu există. Să nu credeți altceva. Și mă întorc înapoi din ne-am spus, deci îl face pe Lucifer, deși știa că va cădea, îl face pe Adam, deși știa că va mușca, și le ia și pe Iuda, ucenic și apostol, deși știe că îl vinde. Trebuie să înțelegeți că în spatele acestor acțiuni, să le spun așa,
stă nemărginită a iubirii a lui Dumnezeu. Deci pentru Hristos, dacă îmi pot permite să spun așa ceva, să se lase vândut, este o onoare. El îți arată că El nu e frică să te iubească așa ticălos cum ești. Și apare întrebarea, de ce nouă ne este frică să-L iubim? De ce nouă ne este frică să ne întoarcem spre El? Când știm foarte bine cât de departe suntem de El. Deci El, aici este dovada că El stă și ne așteaptă. Da. De câte ori ne-am lepădat noi de El? De N ori, în fiecare zi ne lepădăm, prin faptele noastre. Și El tot asta și așteaptă. Păi și eu am întrebare, păi dacă Dumnezeu nu s-a săturat să te aștepte pe tine, de ce renunți tu, frate, la nădejdea învierii? Și imediat vă dau pilda să vedeți ce frumoasă este. Și din gura cui vine. Zice că într-o cetate, după în Egipt, are loc o crimă. În jurul cetății, bineînțeles, mai în afară. Este prins criminalul, băgat în închisoare, maltratat vreo 2-3 săptămâni, bătut, chinuit. Și după aceea scos în văzul tuturor, legat în lanțuri și dus afară din cetate ca să fie decapitat. Să vadă toată lumea că această faptă, cine mai are curaj să o mai repete, va păți la fel. Și știți, când ca la urs, știți, se plimba cu penitentul prin cetate și toată lumea se uita să-l vadă cum arată, ce expresie a fieței are când se ducea la moarte conștient. Primul între mulțimea oamenilor, cine credeți că era? Un călugăr. Avea el ce căuta pe încetate pe acolo și a părut dubios. Și condamnatul întreabă, băi călugări, ce cu tine bă pe aici după mine? N-ai treabă, n-ai chilii, n-ai ce faci. Ba am și chilii și am și ce faci. Zice, da, atunci de ce te ții după mine? Du-te și plângeți păcatele. Măi, zice, am ceva păcate, dar nu mă motivează să plâng pentru ele. Și atunci, ce am zis? Să mă țin după tine, să văd cum te decapitează ăștia, poate mi se stârnește și mie gândul la moarte și poate încep și eu o viață nouă să mă pocăiesc. Și atunci tâlharul condamnat, ucigașul condamnat, se uită la el, glumind, așa zâmbind, de fapt, și spune așa, să vedeți cât înțelepciune din gura unui criminal, cum îl considerau majoritatea. Și deși era un criminal. Zice, auzi măi călugăre, du-te și șezi în chilia ta, atenție ce vă spun acum, și mulțumește lui Dumnezeu pentru că ne-a mântuit. Odată întrupat și răstignit pe cruce, omul nu mai moare de moarte veșnică. Deci, odată ce Hristos a fost întrupat și răstignit, omul nu mai moare de moarte veșnică. Băi, vorbesc ca la români. Vă dați seama că ăsta dus la moarte credea în înviere? Credea că nu va fi pedepsit de Dumnezeu? Deci tâlharul i-a dat călugărului o lecție de credință cum nu se putea mai bine. Fantastic lucru. Încă o dată și încă o dată. Cine crede că a trăit învierea, dar în viața lui cea mai căzută și cea mai nenorocită, nu crede ceea ce a spus criminalul acesta, încă n-a gustat învierea. Deci în video am vrut să spun, să închei predica din seara aceasta, cu această afirmație unui om care mergea spre moarte conștient, deși știa păcatele sale. Deci învierea este o stare permanentă, indiferent că ești condamnatul condamnaților, indiferent că ești blamatul blamaților și osânditul osândiților. De aia și spune acolo, credința ta te-a mântuit. Mă întorc și repet, starea de înviere este exact cum vă duceți voi acasă în noaptea luminată, cu această luminare pe care vă chinuiți foarte mult să țineți, o țineți aprinsă. Chiar cineva a venit acum câteva zile și îmi spune, părinte, ce ispite pe acasă, pe la mine, pe acolo, toată lumea, nimeni nu se înțelege. Și luminarea mi s-a stins, domnule, lumina de la înviere. 2 zile atât a ars la mine în casă. Vedeți, era marcat de lucrul acesta. De ce, domnule, numai 2 zile ars? Deci vezi că cineva din noi caută să-și păstreze această lumină, dar ce ușor să stinge. La o adiere de vânt, imediat s-a stins. Și iar chinuite să o aprinzi, și iar chinuite să te afumi, și iar chinuite să te înlăcrimezi de atâta suferință și de atâta optică. Că nu să... Cum, Doamne, iartă, m-ai făcut-o de-ai... Tocmai tu ai pierdut-o. Așadar, nu învierea e problema, ci păstrarea stării din viere. Nu rugăciunea e problema, ci rămânerea în rugăciune.
Nu lacrimile sunt problema sau absența lor, ci împietrirea inimii care nu plânge. Nu absența lui Dumnezeu e problema, ci lipsa dorului meu după Dumnezeu e problema. Și tot așa putem merge la nesfârșit cu toate golurile din noi. Deci lipsa învierii din noi nu este altceva decât lipsa tuturor stărilor sufletești care îl fac pe om să fie viu. Vorbeam cu cineva mai devreme și spuneam acest lucru. Și vă spun și vouă. Când mă duc la serviciu am o oglindă. Când merg pe stradă am altă oglindă. Când mă întâlnesc cu familia am altă oglindă. Iar când sunt cu eu singur la mine în cameră și mă rog, am altă oglindă. În care eu mă oglindesc. Dacă sunt la servici vesel și vin acasă și mă iau de păr cu bărbatul, nu mai sunt eu. Dacă acasă sunt fericit sau la servici trântesc și bufnesc, iar nu sunt eu. Dacă la servici sunt vesel și pe stradă sunt posomorât că nu știu ce probleme am afară, iar nu sunt eu. Dacă peste tot sunt vesel, iar când mă rog la seara la Dumnezeu, nu sunt eu, iar am o problemă. Deci nu poți fi, frate, în trei oglinzi frumos și în al patrulea urât. Înțelegeți ce vreau să zic? Deci ori ești în toate frumos, ori ești în toate urât. Nu există așa ceva. Deci același înviat ești și la servici, și pe stradă, și în familie, și când ești singur cu Dumnezeu. Dacă într-una aceste ipostaze ești alterat, ești ofticat, ești neîmpăcat, e dovada faptului că încă tu ești mort. Acolo te irită ceva, te doare ceva. N-ai bucuria învierii. Nu te-ai regăsit pe tine. Unde? Ori nu te-ai regăsit la servici, ori pe stradă, ori în familie, ori în comuniunea cu Dumnezeu. Și atunci mulți, și asta cu asta închei, n-au înțeles un singur lucru. Că liniștea de la servici, ordinea de pe stradă sau compatibilitatea mea cu viața din afară, liniștea din interiorul familiei este dată de un singur lucru, de intimitatea mea cu Dumnezeu la mine în chilie. Că dacă am intimitate cu El, El va pleca cu mine la servici, la familie și pe stradă. Dar dacă eu sunt ok peste tot, iar în intimitatea mea cu El nu există, atunci eu fac efortul supranaturale ce? Să mimez. Să mimez că-s fericit la servici, să mimez că-s fericit în familie, să mimez că-s fericit pe stradă. Dar eu sunt un falseu din amaier. Și atunci rugăciunea nu merge, lacrimile nu curg, inima nu suspină, dragostea nu țâșnește și nu mă mai pot suporta pe mine, pentru că joși teatru azi, mâine și poimâine. Și atunci trebuie să aștepți această săptămână a învierii în care, Doamne, în sfârșit, saltă și din mine ceva, simt și eu că trăiesc ceva, simt și eu că parcă m-am regăsit un pic. Deci învierea este o luptă permanentă de a-L face pe Hristos să nu mă părăsească, să nu mă lase grijilor lumești. Că dacă ești tu deștept, Dumnezeu își ia mâna după tine și te lasă. Bă, văd ce deștept ești, rezolvă tu. V-am ținut cam mult de vorbă. Nu pierdeți, precum v-am spus, tâlharul și ucigașul, nu pierdeți nădejdea învierii nici pe ultima suflare. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru acest Paște minunat, nu știu, cel puțin, pe mulți oameni am văzut că au fost altfel de prezenți în Paștele acesta. Deci un Paște mai luminos ca niciodată. Asta dovedește clar că Dumnezeu cunoaște setea noastră. O vede. Și atunci ți-a ținut cu iarna mai lungă, cu probleme mai grele, cu lipsuri mai mari, că atunci când îți dă bucuria, să simți că El este acolo. Deci Dumnezeu, cum să spunem, nu rămâne niciodată dator. Nici noi să nu fim datori niciodată față de Dumnezeu și să ne lăsăm căutați de El, precum dracma cea pierdută. Amin. Amin.